De la o cafenea de cartier a ajuns să conducă cel mai mare lanț de cafenele românesc 100%. E povestea unui om care a inspirat alte sute de tineri să devină antreprenori. Radu Savopol are francize în toată țara, provocări la tot pasul și o singură dorință, ca statul să încurajeze afacerile românești. Îl cunoașteți pe omul care a trezit cu o cafea comunitatea antreprenorilor. Îl cunoașteți într-un nou episod din campania celor cu inițiativă, Alege țara de fapte. Dimineața, așa începem noi fiecare zi din 7 ianuarie 2015. Bună dimineața! Hai să vedem cum a început povestea acestei cafele. Dintr-un garaj și dintr-un vis. De când se știe, Radu Savopol a fost antreprenor, dar abia la 40 de ani a tras losul norocos. A investit 10.000 de euro într-o primă cafenea. Acesta a fost primul loc. Era un fost mini market și mai de mult un fost garaj, care s-a închis. Îmi doream foarte mult să fac ceva, eram într-un moment în care lucrurile trebuiau să se schimbe. Schimbarea l-a surprins chiar și pe el. De la o primă cafenea de cartier a ajuns în 5 ani să conducă cel mai mare lanț 100% românesc. Cu 180 de cafenele în toată țara, peste 300 de angajați și o cifră de afaceri de 7 milioane de euro. Ce le spunem tinerilor antreprenori la început de drum? Că trebuie să se urce în orice tren pentru că nu se știe care e trenul bun. La tine a fost trenul potrivit. Da, da. Am încercat multe afaceri în zona Horeca și am pierdut foarte mult, dar am perseverat. Odată cu afacerea lui, a crescut o întreagă rețea de mici antreprenori care au cumpărat franciza românească și au luat viața de la capăt. Welcome to the island! Bună dimineața! Ce frumoasă e viața! Vrei să vii să vezi cum facem cafeluța? Hai cu noi! Eu prima, stai la rând. Eu prima! Stau. În fiecare dimineață, Nadina și Simona își întâmpină clienții în pași de dans. Pac, două cappuccino. Ne bucurăm foarte mult când le transmitem energia noastră, că vin mulți dintre ei, destul de posomărâți dimineața, dar cumva în fiecare zi văzându-ne pe noi, cu muzică, cu zâmbete, cu voie bună, cu energie, am reușit pe mulți dintre ei să-i aducem pe calea cea bună. Pe mine m-ați molipsit, e clar. Așa se bucură de viață doi oameni care au îndrăznit să-și urmeze visul. Am lucrat peste 11 ani în televiziune și într-o bună zi frumoasă, așa de primăvară, am avut un vis, acela de a avea o cafenea și mi s-a alăturat Simona, prietena noastră, tot din televiziune. Cumva televiziunea și cafeaua se pare că au ceva în comun și lucrând mereu cu oamenii, mi-am dorit să rămân tot printre oameni și să ofer iarăși zâmbete. Ele sunt parte dintr-o mișcare antreprenorială cu sute de povești de succes. De la studenți care și-au cumpărat franciza și familii care s-au reinventat, până la patiseri și cofetari care își vând produsele aici. Pentru că Radu și-a dorit să întindă o mână de ajutor și altor afaceri românești. E România un loc pentru a dezvolta afaceri? Mai e loc, ca să spun așa? Eu zic că da. Nouă ne-a plăcut franciza asta în primul rând că e românească, e un brand românesc. Ne-au plăcut foarte tare oamenii din spate, fondatorii și implicarea lor. Nu simți că ești singur. Fiecare zi e o poveste pentru noi, o altă aventură.